Două absolvente ale Colegiului Național Frații Buzești din Craiova au luat 10 pe linie la examenul de bacalaureat. Ele sunt mândria școlii, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din țară. La polul opus, două licee din Dolj n-au niciun promovat la examenul maturității de anul acesta. Andreea Goga este una dintre absolventele de liceu din Dolj care a obținut media 10 la examenul maturității. A absolvit Colegiul Național Frații Buzești din Craiova, este pasionată de istorie, de sen, tenis și de mersul pe bicicletă. A fost olimpică în anii de liceu. Cu toate acestea, tânăra povestește că rezultatul de la bacalaureat a luat-o prin surprindere. Eu eram la meditație, la economie, iar notele le-am aflat de la doamna profesoră. Așa că am fost și uimită, eram în mijlocul unei probleme. După aceea am venit la liceu și au început telefoanele de felicitări, de laude. A fost un moment foarte, feb. nu știu, nu l pot exprima în cuvinte. M-am bucurat, a fost toată munca mea de, de fapt, de patru ani de zile, concretizată în câteva minute. Andreea spune că nu va părăsi niciodată România. Visează să devină arheolog, profesor de istorie, judecător sau procuror, și astfel să ducă tradiția familiei mai departe. Peste doar două săptămâni va susține examenul de admitere în București la Facultatea de Drept și la cea de istorie. Nu cred că doar străinătatea îți poate oferi anumite ocazii, oportunități de dezvoltare. Avem în țară oameni excepționali, avem resursele suficiente ca să facem performanță și cred că pot să mă dezvolt cultural și personal la fel de bine aici. Ca și în străinătate, depinde de perseverența fiecăruia și de modul în care percepem. Nu aș percepe niciodată să părăsesc granițele țării, vreau să profesez aici și să fac performanță aici în continuare. Andreea este o mândrie pentru dascălii care i-au îndrumat pașii în anii de liceu. Notele acestea sigur că sunt un indicator al eforturilor lor. Cred eu că dincolo de aceste note de aceste medii, trebuie să apreciem eforturile copiilor care pleacă din Colegiul Național Frații Buzești cu un stil de lucru pe care l-am verificat de-a lungul timpului și care le oferă lor posibilitatea să urmeze orice facultate doresc în orice țară din această lume, în, pe orice continent, iar eforturile să le fie apreciate și. La Polul Opus, la nici 15 km de Craiova, la Liceul Tehnologic din Cârcea, nici unul dintre cei 37 de absolvenți nu a reușit să ia notă de trecere. Un singur candidat s-a prezentat la examen, iar cea mai mare notă pe care a luat-o a fost 2,60 la Biologie. Anul acesta au participat absolvenții Liceului Feral. Și, având în vedere faptul că majoritatea sunt angajați, nu cred că ar fi cazul să-i motivăm noi ca și instituție de învățământ. Nici la liceul din Comuna Cetate nu a fost vreun candidat care să fi trecut examenul de bacalaureat, iar la alte 15 instituții de învățământ din Dolj, promovabilitatea a fost sub 20%.